Emisiunea a fost produsă cu susținerea IREX și Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Moldova. Conținutul nu reflectă neapărat opinia Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Moldova sau a organizației IREX. Senzațional că tu ești aici! Ce e asta? Tu? Salut! Salut, dar eu am scoate pe urlez, da. Eu mă așteptam tu o să ieși calare pe o motocicletă. În cel mai bun caz pe un chopper, în cel mai rău caz pe un Minsk. Da, pe Minsk, da. Noi suntem din timpul acela. Corect. Dar poarta asta trebuie să fac multe antrenamente ca să sară. O încercăm cu asta. Da, unde altceva? Știi care e faza? Că tu ai tot. De ce ai nevoie? Eu știu. Asta n-am. Da, drive, adrenalină nu prea ai, știi? Și noi am decis să rezolvăm problema asta. Mulțumesc, băieți. Chiar e o surpriză. Pe cuvântul meu, niciodată nu m-am dat pe ATV-uri. Ori astăzi cred că o să fie pentru prima oară. O să fie. Dar spune-mi, te rog, strada asta e una dintre preferatele mele. Tu de câți ani locuiești pe ea? Nu de mult, de an trecut. Mm-hmm. De an trecut, da, de an trecut noi suntem cu familia aici. Ai simți energia lui Bernardați pe aici? Da, tu știi, de fapt să spun sincer, nici n-am crezut niciodată că am să stau în zona asta. Și atunci când am luat aici, am spus că da, asta, nu știu cum, a fost aranjat de Dumnezeu, știi, de niște chestii, știi? E o chestie, știi, mai nestandard, mai de vechiul București, știi? Multe lume trece din domeniul artei, da, pe aici, adică e o chestie așa, știi, cum spun, de la sine, știi? Să-ți tulburăm un pic liniștea și să ne deplasăm un pic, ce zici? Să încercăm. Ia fii atent. Am pregătit ceva pentru tine? Culoarea voastră e ok? Da! Radu, în 95 ai revenit la Chișinău din România pentru că ai fost invitat în Noroc. Această invitație te-a surprins sau totuși tu erai sigur că tatăl tău într-o bună zi o să te cheme acasă? Istoria, de fapt, cum să spun, eu în Noroc lucrez de 31 de ani de acum, wow. Oficial, deci eu în Noroc sunt din 1988. În 95 am revenit din România. Așa. Unde am cântat 5 ani de zile, da? Dar iată că anul ăsta se fac 31 de ani. Dar de ce ai revenit? Atunci în România erai bine mersi, cerbul de aur, Traian, eu nu știu. Fane, femei frumoase. Știi care e toată chestia? Cred că nu o să ne ajung o emisiune întreagă să-ți povestesc istoria noastră, fiindcă asta este o legătură între mine și soția mea. Da, tu atunci erai într-o relație cu ea. Absolut. Și totuși tu ai revenit. Da, eu am revenit. Dar ea a rămas. Ea a rămas mai mult, ea a plecat în state. Ea a plecat în state. Dar tu știai că ea nu se vrea să vină la Chișinău. Nu, nu trebuie să ne căsătorim în 1992. Eu am adus-o acasă de acum, da? Eu am adus-o acasă, ea e româncă, ea e timișoreancă. Dar totuși s-a creat această răscruce atunci, da? Tu, Chișinău, ea... Da. Da, ea este actriță, ea a fost în trupa lui Silviu Purcărete, da, unul din cei mai mari regizori din România teatral și într-un proiect foarte mare, peste 100 și ceva de oameni în scenă, în spectacolul internațional Danaidele. Așa. În care ei au fost în toată lumea cu spectacolul. Dacă să vorbim despre activitatea ta, e împărțită în două părți. Formația Noroc și proiectul tău solo. Radu, tu ai piese foarte bune, sincer. Dar din păcate ele sunt prea puțin mediatizate. Elementar, majoritatea nu sunt în YouTube.
sau în SoundCloud, sau de unde aș putea eu să mi le descarc, să le ascult. De ce ești atât de pasiv la capitolul ăsta? Eu am să-ți spun așa cum este. Nici nu știu cum să încep. Cred că eu am gustat în tinerețea mea din industria adevărată, hai să spunem. Eu am lucrat în România cu un foarte bun impresar. Și eu știu cum se face show industria. Ori eu sunt acum aici acasă și la moment sunt în căutarea unui producer pentru produsul Noroc și pentru produsul, eu nu vreau să spun al meu, știi, fiindcă când spun al meu, știi, eu nu știu cum, eu sunt de modă mai veche, știi, eu nu am fanii mei, mie nu-mi place cuvântul al meu, eu știu așa, este măria sa publicul. Este muzica, este arta. Dacă ea place, este bine. Dacă nu, vrea că nu este în regulă ceva cu artistul respectiv. Știi? Și publicul poate fi diferit, Radu. Deci ești de părere că arta absolut nu se vinde. Nu. Dar faptul că la noi totuși parcă se vinde, știi? Pentru că chiar și același chici și aceeași piesă aiurea, acceptată de public, paradoxal, ea se vinde. Adică lumea o consumă. Știi, eu nici nu știu cum să... Știi, eu atât de mult aș vrea să vorbesc și încerc cumva să ambalez cumva răspunsul ăsta. Cred că este vorba de timpurile care le trăim, știi? Piața asta care te ia valul, fiindcă a spune ceva cu adevărat este foarte greu. Chinurile sau ca să spun, procesul artistic este... Dacă el este adevărat, atunci el este irepetabil. Exact. Lecțiile astea nu se învață la instituții, la conservator, la școli, la nu știu unde. Asta se trece prin asta. Dacă ai de la cine să înveți. Eu am avut marele noroc să mă aflu în albea artiștilor adevărați. Eu îi mulțumesc Domnului că mi-au dat lecții pe gratis. Și totuși în perioada aceea s-a format o răscruce în viața ta, tu ai apucat-o pe drum și actuala ta soție, Ceci, a mers pe altă cale. Da, ea a urmat în state, ca după aia să meargă în Canada. Radu, dar dacă tu nu acceptai revenirea la Chișinău și rămâneai în Moldova, te-ai gândit vreodată cum avea să fie? Știi, eu am spun așa. Eu am avut norocul să lucrez cu cei mai mari artiști din România, știi? Începând, eu eram în echipa lui Alexandru Așinel și Dumnezeu să o odihnească, Stella Popescu. 5 ani de zile eu am lucrat săl de sport, da, sala Palatului. Făceam turnee naționale, câte 2 turnee naționale pe an. Vara eram pe litoral. Deci eu am fost în spectacol cu cei mai mari artiști. Da? Eu i-am cunoscut așa, am stat nopți nedormite, autobuze, trenuri, avioane, da? Prin România. Jean Constantin, Dembra Dulescu, Daniel Iordăchioae, Cătălin Crișan. Asta tot, noi toți eram o echipă. Da? Nicu Constantin, Dumnezeu să o odihnească, Nael Zărescu, care tot nu mai este, Vasile Mura. Deci asta sunt artiștii care iubește România, care au intrat în clasică, da? Și totuși rădăcinile erau înfipte prea adânci, probabil, și te trageau acasă. Da, la un moment dat eu am luat decizia asta. Nu deodată, deoarece eu am venit aici când taic meu a format Big Band-ul Național Noroc, deoarece a fost așa o chestie, hai să spun, la Ministerul Culturii pe atunci, la președintele Snegur a spus că noi trebuie să avem o orchestră națională, un Big Band, da? Și taic meu, produsul ăsta l-a adus, da? Noi l-am prezentat, eu am venit la Chișinău, noi am făcut program. În timpul acela eu mergeam în turnee, deci mă întorceam în România. Când, de fapt, în 95, eu am luat decizia ca să revin la Chișinău la cântarea pe viu, în live. Da? Deci în noroc, să revin în noroc. Deoarece eu vreau să spun că concertele astea care le aveam acolo în România, eu aveam tot. Eu aveam spectatori, aveam, ce n-aveai? Aveam, dar nu aveam cântare pe viu. Wow!
Da, playback eu... era în vogă pe atunci. Nu, noi lucram cu negative. Mm. Noi lucram cu negative, numai cu negative așa. În concerte. Dar așa era atunci, da, așa era atunci, deoarece, hai să spunem, nici nu puteai să ieși cu trupa în concerte, deoarece eu mai mult de 5-6 piese nu cântam în concert. Erau mai mulți cântăreți și mai mulți actori, da? Într-un spectacol care trebuia să dureze 3-4 ore. Chitările de la Chișinău plângeau atât de tare că tu le-ai auzit și ai revenit. Bine, eu am să-ți povestesc, de fapt, pe scurt, ce înseamnă de ce plâng chitarele, da? Asta, de fapt, știu numai Mihai Dolgan cu Efim Krimerman, care au făcut piesa, da? Și încerci să înțelegi despre ce se cântă acolo. De ce plâng chitarele, știu doar felinarele, strunele amarele, ce oare au pierdut? Atunci. Da? Deci atâta subtext în textul ăsta, deoarece textul a fost făcut până în 70, atunci era perioada comunistă, perioada regimului, da? Rock music nu putea să se cânte. Norocul a fost desfințat în 1970. Eu n-am văzut părinții 2 ani de zile. Deci ei au fost expulzați din Moldova. Eu am crescut la țară cu bunei mei. Da? Ei au venit în 72, prima oară m-au văzut. Eu nu i-am cunoscut părinții mei. Da? Știi, Radu, pentru mine, dar și pentru cei care prețuiesc muzica adevărată, vocea ta este fără de preț. Nu, și nu, ca nu. Să nu o forțez, pentru că știu că ai avut niște probleme, propun să o încălzim cu un Ok. Radu, ți-am luat ceai din ierburi. Da, mulțumesc. Am vrut ceva mai special. Poți să te servești. Da, mulțumesc. Știi, Traian, eu, de fapt, dacă să vorbim la capitolul cu ceaiul, cu tot aia, asta e o chestie când de acum, știi cum spune, mi se creează o impresie, parcă ești la o vârstă, știi? Și da, ai fără țigări, știi? Și să ai grijă de sănătate, fără zahăr. Da, fără zahăr, Doamne ferește. Știi, Radu, ai mâncat aur vreodată? Aur? Nu. Iată, uite, chestia asta e din aur. Aha. Poți să încerci. Super, da. Hai să încercăm să vedem. Okay. Vreau să-ți spun că familia noastră, soția este din Banat, uh-huh. Este din Timișoara și tu ești specialist în gastronomie și trebuie să știi că în Banat acolo se pregătește foarte multe... Deserturi? Da, deserturi. Așa? De, wow. De fapt, mâncare dulce. Uh-huh. Mâncare dulce. Când am venit prima oară în Banat, la Timișoara, la mama și la tata, atunci am venit ca prietenii mele. Da. Ea m-a adus acasă. Și atunci mama... Avea emoții? Da, da, desigur, că fiindcă... Eu, de fapt, știi, la noi istoria, știi cum a fost? Eu, deci când am câștigat festivalul Mamaia în 91, ea privea la televizor. Și ea mi-a povestit după și ea mi-a spus, că eu mi-am spus când te-am văzut la televizor la concurs că eu am să fac cunoștință cu băiatul ăsta. Și ea a venit la București și a dat la actorie. Noi ne-am întâlnit absolut întâmplător. Ea nu a făcut niciun efort, absolut. Noi ne-am întâlnit în holul hotelului, în centrul Bucureștiului, da? Eu mergeam la spectacol, la Teatru Tănase, ea venea cu prietena ei la o cafea, da? La localul... Ștezărit. Da, și mi-a spus, iată, ăsta este, da? Și paradoxul este că eu am pus ochiul pe prietena ei. Da, absolut, desigur că nu. Tu ai recunoscut soții vreodată sau acum ai recunoscut? Da, eu și-am spus față de el atunci, așa. Da? Ca după aia să mi se deschidă ochii și să mă uit la ea, la ce se da. 2008. E anul care v-a reunit. Da. Deci istoria a fost așa. Noi nu ne-am auzit și nu ne-am văzut 12 ani de zile. 12 ani. 12 ani. Da, 12 ani. I-am sunat, i-au rămas la New York după ultimul spectacol cu Purcărete, cu Danaidele și m-a sunat de ziua mea și eu eram într-un chef și i-am sunat și m-a întrebat, ți-ai bine? Dar eu era pe valul ăsta, pe nu știu ce, cu prietenii la Chișinău aici, că mi se părea că toată viața o să fie o distracție. Uh-huh. Și eu nu credeam că ea nu o să mai revină
în România, da? Și noi, că noi nu am să ne mai vedem. Și am zis, ți-ți-i bine? Da, mi-i bine. Eu i-am spus, atunci pa. No. Pa ăsta a fost pe 12 ani de zile. Și, da. Și paradox că, deci, noi am făcut cunoștință prin intermediul prietenii ei, Claudia, care tot este o actriță destul de cunoscută acum în România. Și ea și ne-a făcut click a doua oară. Deci Claudia v-a reunit. Da, i-am sunat într-o bună zi la telefonul fix. Eu stăteam la părinții mei acasă și când mă pomnesc un telefon, la telefonul fix, așa? Da? Alo, bună ziua, Casa Dolgan, da. Cu Radu, da. Da. Mă, tu mă recunoști? Nu. Sunt Claudia, dar știi cu cine se vorbește acum? Și nu, nu da. Chiar nu? Da, păi eu mi-am dat seama. Da. Și tu, da, și ți s-a răscolit tot. Da, că. Și noi am vorbit 3 ani aproape la telefon. Și puncte, după ce a decedat taică meu, i-a lăsat tot acolo. Casă, job, mașină, tot. Și-a revenit la Chișinău și noi ne-am înregistrat aici. Povestea celor doi. Da, absolut. Piesa. Da. E... una dintre cele mai bune piese mei din Moldova pentru mine și am fost plăcut surprins când am aflat că textul e scris de Cesi. E povestea voastră, de fapt. Da, absolut, dar știi cum, știi care a fost ideea? Deci, cred că colaborările se fac așa, hai să spun, fiindcă eu m-am crescut în mediul ăsta artistic și Marele Vieru și Matkovski și Strâmbanu și toți poeții și... au fost la noi în casă și am văzut, de fapt, cum se face meseria, da? La un moment dat, când eram aici la Chișinău, Loredana m-a întrebat, păi, dar tu mai scrii ceva? Da, mai scriu. Păi, hai să ascultăm ceva, da? Și eu i-am cântat așa o linie melodică, știi, da? Dacă e vorba de piesa asta. I-am cântat așa. Și i-am spus că, iată, înțelegi, eu simt că ar trebui să fie o istorie a unui cuplu, dar nu m-am referit la cuplul nostru, spre exemplu. Eu am spus a unui cuplu normal. Și ea așa s-a uitat la mine. Hai cântă. Am început să cânt, nu știu ce. La, nu știu ce. Și ea, da. Clar, oprește. Da, și o mers în casă, nu știu ce. Ea a făcut textul, după aia am început să vedem cum se așează. Eu spun, băi, asta este, da? Asta este, deci asta. Și a, băi, dar cum am să numim piesa? Nu știu. Ai s-a uitat. Măi, uite, între noi este ceva, nu? Uite, istoria noastră, da? Hai să numim piesa asta pentru toți. Asta nu e istoria noastră, știi? Dar asta este povestea celor doi. Că, de fapt, cred că și concertul care va fi cândva, sper, o să numească povestea celor doi. De când ai plecat? E una dintre cele mai frumoase piese pe care le-am auzit vreodată. De când ai plecat? Piesa asta nu e nicăieri. Eu am să spun, nu, eu am să încerc să... Povestește-mi despre piesa okay, asta. Okay. Cine a scris-o? În primul rând, da, în primul rând vreau să spun. Deci vreau să spun că autorul piesei este Jan Raiburg. Wow! Da. Wow! Da, este Jan Raiburg. Jan Raiburg, pe text de Grigore Vieru. Jan, când era în formația Noroc, în 1990, noi făceam turnee în România, la un moment dat, eu aveam 20 de ani, da? el a venit la mine și a spus, iată, eu am o piesă pentru vârsta ta. De piatră până pe masă, de gheață bere ții la casă, de lacrimi cristalul bogat, de când ai plecat. Piatre, apa, nisvoară, de gheață, lumina din soară, de lacrimi eram întomnat. De când ai plecat, toate muzele mi-au părăsit inima, toate frunzele se scutură în tristețea mea. Toate... Și eu am imprimat piesa asta peste... Da, eu am făcut o imprimare în 91, după aia am reimprimat-o acum, după 2008. Ce vreau să spun? Că asta nu e piesa mea. Asta e piesa lui Jan Raiburg, textul Marelui Vieru. Păi iată, eu vreau să spun că eu am cântat-o.
Dar știi cum spunea taică-meu? Dar putea să o cânte și altcineva. Deci diferența e mare între a crea și a interpreta. Da, fiindcă, știi, este chestia asta, piesa mea. Știi, interpretul spune, asta nu e piesa mea. E foarte frumos. Asta nu e piesa mea, asta e piesa autorului. Da? Eu pot să o cânt, dar dacă autorul spune, măi, tu nu cânti bine. Radu, știi? Dar tu poți să ne promiți, tu poți să ne promiți că în scurt timp o să o plasezi pe YouTube? Știi, eu am să spun așa o chestie, cred că asta e una din greșelile mele, care eu de fapt nu mă ocup de imaginea mea absolut. Deoarece eu nu sunt tipul ăsta, știi? Să-mi pun produsul, să asculte. Da, dar piesa e genială, e foarte frumoasă. Datorită lui Ian, că Ian o conceput. Datorită lui Ian, dar crede-mă că dacă avea să o cânte, hai să nu dau nume acum, n-a avea să fie știi care e toată chestia cu piesele trebuie trăite. Știi? Exact. Uite, el o simțit atunci când aveam, eu eram vârsta asta așa, și a spus, uite, tu cred că ai să cânti. Și el a simțit lucrul ăsta și eu am simțit, într-adevăr, textul este foarte cantabil, știi? Cu de scris de Neagric Vieru. După moartea tatălui tău, tu ai simțit că s-a schimbat cumva atitudinea față de familia Dolgan, față de noroc, în general? Lucrul ăsta eu îl știam de când era taică-meu în viață. Norocul a rămas ca un simbol, ca o legendă, deoarece nu este liderul nostru, Mihai Dolgan, care o născut, o creat și o, cum se spune, o menținut nivelul ăsta interpretativ a format, fiindcă nivelul interpretativ a formației Noroc a fost de super clasă. Eu am să spun așa, eu am să încerc acum în viitorul apropiat să vin în fața publicului cu un produs. Eu nu știu dacă, fiindcă știi cum, dacă sunt un fel de, cum să spune, un fel de artist și eu, atunci eu nu pot să am o certitudine, o încredere totală că produsul care am să încerc să-l aduc la public o să prindă. Dar dacă din când în când piesele mai sună la radio, din când în când la televiziune, asta de acum nu e rău, știi? Am să încerc să... Dar poți să ne dai câteva detalii despre acest proiect cu care vrei să vii? Da, eu aș vrea să în sfârșit organizez un concert solo. Acum nu mai știu cum o să fie, dar concertul solo cu piesele care m-au reprezentat pe parcursul a 30 și ceva de ani. Deoarece anul ăsta, deja de cum fac 31 de ani de scenă. Din noroc. Eu nu o să am răbdare până la 35 ca să fie cifră rotundă, știi? Și cum a vrea Dumnezeu, acum noi, hai să spunem, eu gândesc lucrul ăsta, încerc să găsesc pârghiile astea mai mult financiare ca să aduc produsul ăsta, hai să spunem, la un final, da? Cum simți Cesi la Chișinău? Pentru o actriță din România să vină în Chișinău, presupun că e destul de complicat procesul ăsta de adaptare. S-a obișnuit? Cum se simte? E în largul ei? Știi, ea a devenit un om foarte practic. Tu ai fost în Europa și știi ce înseamnă să te adaptezi. Și știi ce înseamnă să foarte repede să vezi ce se întâmplă, știi? Desigur că ea s-a readaptat la Chișinău, deoarece, cum să spun, Chișinăul nostru în zilele noastre e o chestie, știi, care... Eu să spun sincer, eu mă simt acasă, dar eu nu mă simt atât de confortabil cum mă simțeam odată. Poate că a trecut ceva timp. Dar ce s-a schimbat? Vârsta, cred. Vârsta? Că, știi? Da. Că nu mai sunt așa de nebun, hai să spunem, cum eram, știi, colindam orașul ăsta în lung și în lat. Dar care a fost cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o și acum când nu ți amintești, trec fiorii? Multe. Dar nu știu dacă sunt pentru cameră, știi? Una mai decentă cât de cât. Când, spre exemplu, noi am avut o perioadă când am spus că, domnule, dar cum se poate așa? Deci, imprimam un disc, unul din discurile care le am pe piață, să am două discuri pe piață, și imprimam la studio. Și studioul era la Palatul Național, ori baza noastră de repetiții tot este acolo.
Și noi am spus așa, noi eram toți tineri și am spus așa, dimineață venim la repetiții, avem repetiții de la 10 până la 2, de la 2 până la 7-8 aveam studio. De la 8 noi eram la terasă, deja... unde închideam terasa pe la ora 1 noaptea, 2, ca după aia să mergem de nebunul, luam așa prin oraș, ca să nu dormim absolut. Și atât așa noi am ținut-o într-un regim din ăsta odată, ceva, vreo săptămână de zile. Păi nu dormeam. Da, și imprimam la studio și spuneam, domnule, da, iesă, da, și spuneam, da, iată, asta este live-ul, asta este zvâcnirea asta, viața asta, da? Mai ales că eram cu taic-meu, știi? Radu, dar alcoolul în viața ta a jucat un rol neutru, negativ? Eu am trecut printr-o perioadă când am gustat viața, eu am vrut să gust viața, fiindcă de ce mai treci pe pământul ăsta, corect, știi? În perioada asta când ne-am despărțit cu prietena mea de atunci, cu soția mea, eu am gustat viața, hai să spunem, destul de bine. Adică eu lipseam de acasă cu săptămânile, înțelegi? Și de fapt îmi permiteam aproape tot. La capitolul alcool, cum să spun... Eu am experimentat cu alcoolul din punct de vedere creativ, nu mai creativ. Okay. Nu am mers în hai să spunem, în extrema asta, să nu știu ce fac, știi? Dar Dumnezeu, știi, cum se spune, îți dă și după aia îți spune să te oprești, știi? Dacă gândești. Eu sunt sigur că tu ai ars-o la turații maxime cândva. Dar acum, cum spune, trebuie să avem grijă deja și de sănătate, și de încheituri, și de oase, și, da, și de copii. Nu știu ce ai. Da, și de copii. Sărăcie și de copii. Da. Tatăl tău nu și-a dorit ca tu să devii muzician. Zicea că trebuie să ai o profesie normală. Da, absolut. Și dacă fiul tău într-o zi o să zic eu vreau să fiu muzician, tu ce o să-i zici? Nu știu ce am să-i spun, fiindcă el nu face muzică deocamdată, de performanță. A totul înainte? Să dea Dumnezeu. Eu cred într-o chestie când el ar putea să-mi spună, spre exemplu, că îmi place instrumentul ăsta și vreau să-l studiez și atunci eu am să fiu primul ăsta care am să-i spun, haide. O să-l susții? Absolut, la orice vârstă. Dar acum îl las liber. Tatăl tău a fost un tată exigent? Pe alocuri dur cu tine, așa, ai crescut, te-ai educat după niște principii mai spartane. El nu m-a educat, el era în turnee, în permanență, știi? Și faptul că tu nu prea ai timp să petreci cu feciorul tău, nu crezi că să repeți greșeala tatălui tău? Nu, dar eu sunt aici cu voi, păcat să spun, eu nu vreau să fac păcate în fața lui Dumnezeu, eu sunt cu familia în permanență. Eu, din păcate, cum se spune, nu prea sunt, hai să spunem, așa de des în ultimul timp în turnee, dar asta este altă temă, noi am vorbit pe tema asta. Eu aștept acum, hai să spunem, din partea autorităților, nu știu dacă e cazul să mai spun, dar formația Noroc, toată lumea spune că este o legendă, dar eu vreau să spun că, să vorbesc la modul ăsta, nu e de fapt segmentul muzicii ușoare, el nu este la noi în Republica Moldova, el lipsește. Și da? Ultima dată când autoritățile s-au implicat în activitatea voastră sau v-au susținut a fost în 2016. Da, absolut. Și de atunci tăcere. Da, de atunci, da. Da, deci noi am ținut în 2016 concertul jubiliar a formației Noroc de 50 de ani. Și a fost un spectacol foarte frumos, ori după aia... Dar cum îți explici? De ce sunt atât de pasivi? Actuala guvernare? Traian, asta nu e o temă de vreo câteva cuvinte. Eu cred, eu aș spune așa, poate că nu-i timpul, dar când, dacă nu acum, știi? Deoarece eu încerc să fiu foarte loial și nu vreau să, știi, să vorbesc din grădina noastră a muzicii ușoare în alte domenii de muzică. Dar, spre exemplu, ce pot spune? Și îmi pare rău dacă n-am să spun. Deci la noi muzica populară este
este prea tare, știi, evidențiată, nu că așa, promovată, știi? Ori muzica ușoară, ea aproape că nu există, fiindcă spune-mi tu vreo formație pe piața muzicală de la noi în afară de Zdob și Zdub. Mai este cineva? Cuibul mai încearcă. Da, dar bine, astea sunt proiecte particulare. Ori este vorba de formațiile care au lucrat toată viața pentru exact stat și care au adus milioane, da? Milioane de ruble pe timpul sovietic au adus valută, da, în contul statului. Și noi nu avem activitate în ziua de astăzi. Nimeni nu ne sună, spre exemplu, să ne spună ce faceți, să vină, că noi suntem în buricul Chișinăului, da, suntem baza noastră de repetiție este la Palatul Național. Cineva să vină să spună: măi, dar voi mai sunteți? Ce faceți? Așteptăm piesele tale să fie cât mai accesibile în YouTube, peste tot. Mulțumesc! Las modestia deoparte. Și aș vrea acum, noi avem așa o tradiție, încheiem interviul cu un mesaj, dar nu ne spui nouă și nu spui nimănui pentru cine este mesajul. Cel care îl va recepționa va înțelege că e pentru el. Mesajul este, cred că mai simplu nu poate să fie. Să credeți în Dumnezeu, să credeți în clipa care se trăiește, care se numește acum, live. Trăiește viața live. Tare. Radu, îți mulțumesc. Și eu. A fost produsă cu susținerea IREX și Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Moldova. Conținutul nu reflectă neapărat opinia Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Moldova sau a organizației IREX.